Ale și poporului, teoretic, sunt plătiți din bani publici să muncească în Parlament pentru binele electoratului. Practic, lucrurile stau altfel. În fiecare zi, noi vă prezentăm dovezi în acest sens. În 3 minute analizăm activitatea deputaților și senatorilor, iar dumneavoastră decideți dacă își merită sau nu fotoliul pe care stau comod la fiecare ședință. Astăzi îl avem în vizor pe Corneliu Mugurel Cosmanciuc, ales în circumscripția electorală numărul 29 Neamț pe listele PNL. Se află la al doilea mandat de deputat. În perioada 2012-2016 a fost parlamentar de Iași. Înainte să ajungă în Parlament, a ocupat diverse funcții: consilier local, director la cadastru, director de marketing, consilier juridic și secretar de stat în Ministerul Mediului și Pădurilor în perioada 2012-2013. Potrivit presei locale, Cosmanciuc a obținut respectivele posturi pe criterii politice. Tot presa locală scrie că deputatul PNL a avut și câteva contracte cu statul prin firmele la care a lucrat. Din cauza conflictului de interese, în 2005 a demisionat din funcția de consilier local. În actualul mandat, deputatul PNL Neamț a avut o activitate minimă, dar totuși mai intensă decât a altor politicieni care au luat cuvântul de cel mult 4-5 ori. Iată ce spun statisticile de pe site-ul Camerei Deputaților: 46 de luări de cuvânt, 7 luări de cuvânt în biroul permanent, 41 de declarații politice, 197 de întrebări și interpelări, 34 de propuneri legislative și 16 moțiuni. Cele 46 de luări de cuvânt ale deputatului din Neamț însumează 48 de minute și 15 secunde. Corneliu Mugurel Cosmanciuc este încrezător într-o victorie a PNL. Probabil se referă la viitoarele alegeri de anul viitor și din 2020. Ne dorim să construim o echipă care, așa cum spuneam și puțin mai devreme, trebuie să funcționeze ca un avion care să ducă PNL-ul spre culmea victoriei. Pentru că o victorie a PNL-ului înseamnă o victorie a celor care gândesc liber și corect, a celor care își doresc ca această țară să fie o țară a tuturor românilor și împreună să facem în așa fel încât noi, această națiune, să ne găsim locul în România cu adevărat. Pe lângă faptul că a făcut afaceri cu statul, Cosmanciuc este și practicant al nepotismului. În 2014, presa din Iași scria că soția deputatului PNL, Roxana Teodora Cosmanciuc, zootehnist la bază, doctorand în creșterea bovinelor, a fost admisă pe un post de consilier juridic la Inspecția Juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Averea lui Cosmanciuc a crescut spectaculos din 2005, când a obținut prima funcție publică, respectiv consilier local, și până acum. Dacă în urmă cu 13 ani avea o Dacia Logan și o treime dintr-un apartament în Rădăuți, acum are 3 terenuri în județul Iași, 2 apartamente în Iași, bijuterii, icoane și tablouri în valoare de 5.000 de euro. A dat împrumuturi în valoare de peste 114.000 de euro. Are și datorii de peste 420.000 de lei și 89.000 de euro. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Corneliu Mugurel Cosmanciuc a avut până în prezent 1.411 voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de doar 40%. Pentru activitatea prestată în Parlament, deputatul PNL Neamț este remunerat lunar cu 10.003 lei. Să vedem acum care sunt punctele tari ale parlamentarului din Neamț. Fidel partidului din care face parte, număr relativ mare de luări de cuvânt și interpelări. Punctele sale slabe sunt următoarele: prezență foarte slabă la vot, probleme de integritate, nepotism, propuneri de legi în număr mic. Pentru activitatea din al doilea mandat al său, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 5 deputatului PNL Neamț, Corneliu Mugurel Cosmanciuc.